Este foarte interesantă transfigurarea sufletului uman atunci când ascultă colinde. În biserică, în fața casei, în sala de concert, aceste locuri devenind Betleemul, locul de întâlnire între om și Dumnezeu, între cei ce așteptau mântuirea și cel ce venea să-i mântuiască. O întâlnire totală, de plină, de sus în jos, de jos în sus și din toate laturile. Ioan Moisei este elev în clasa a 6-a la școala Sfântul Gheorghe din municipiul Giurgiu. De asemenea, este în anul 6 la pian, având profesor îndrumător pe doamna Daniela Cioacă și pe domnul profesor Emil Chican, îndrumător la chitară. În seara aceasta va interpreta la chitară și voce colindul Noaptea de-a fi omul, muzică Cristian Buică, versuri Adrian Păunescu. Mai de ori se vezi
Pe buze sau interpretate alături de un instrument, ca daruri aduse pruncului Iisus, ca răspuns pentru iubirea sa pentru noi oamenii, colindele sunt de fapt ecou și rodirea slujbei și sfințenia bisericii în sate, în orașe, în casele creștinilor, întrucât inimile acestora au devenit biserică, peșteră din Betleem, transformată în sălaș primitor pentru cer, casă de oaspeți în care pruncul este preamărit de magii înțelepți. Corul Vlășceanca a luat ființă în anul 2006 sub îndrumarea doamnei Carmen Mihaela Pețanca, profesor de muzică la Colegiul Național Ion Maiorescu din Giurgiu. Este un cor de voce gale, din componența căruia fac parte eleve din clasele 5-12. Repertoriul abordat de acest cor este bogat și divers, cuprinzând cântece și colinde specifice sărbătorilor de iarnă, colinde pascale, cântece religioase, lucrări de factură cultă, prelucrări folclorice. De-a lungul anilor a participat la diferite manifestări cu caracter local, național și internațional. Doamnelor și domnilor, Corala de Fete Vlășceanca a Colegiului Național Ion Maiorescu din municipiul Giurgiu, coordonată de doamna profesoară Carmen Mihaela Pețanca, va interpreta colindele Astăzi a născut Hristos, compozitor Timotei Popovici, După dat în colindăm, compozitor Alexandru Pașcan, Dene gazdă colăcei, compozitor Ștefan Andronic, Colindit și colindita, compozitor Emil Monița. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia fiind luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Mintite în fașețe, în suntei de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Mântul bate, nu-l răzbate, lăudați și cântați și vă bucurați.
preoți Constantin și Elena, al parohiei Mihăilești I, a luat ființă în anul 2016 cu binecuvântarea preasfințitului părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, la inițiativa părintelui Gabriel Chirculeanu, fiind condus de Maria Ioana Enache, absolventa Colegiului Național de Arte din Ulipati din București. Este un cor mixt format din 27 de membri, repertoriul abordat de acest cor fiind bogat și divers, cuprinzând cântece și colinde specifice sărbătorilor de iarnă, colinde pascale, cântece religioase și patriotice. De-a lungul anilor a participat la diferite manifestări cu caracter local și județean. Doamnelor și domnilor, corul de copii Sfinții Împărați Constantin și Elena al parohiei Mihăilești I, condus de Maria Ioana Enache, va interpreta colindele. Ia sculați voi gazde mari, luatus odusus o, colind din Ardeal, noi umblăm să colindăm solistă Maria Ioana Enache.